După 10 ani în care Circul de la Chișinău nu a dat niciun spectacol, s-a lansat programul de revelion Duba și Buba într-o călătorie în jurul lumii. Fiind la autogestiune, toate cheltuielile le-a suportat Circul, fără un ajutor de la bugetul public sau sponsori. Încasările din bilete nu acoperă toate costurile. Vânzările merg foarte bine în zilele de weekend, nu o scoatem chiar în capăt cu cheltuielile, de aceea și planificăm alte spectacole ca să ieșim cât de cât onorabil din această situație, la capitolul onorare, chirie pavilion, chirie utilaj. Situația nu sperie administrația, care planifică terminarea lucrărilor de reparație a arenei mici din sediul circului cel târziu până pe 1 iunie. De atunci, sala cu o capacitate de 500 de locuri va fi deschisă pentru noi spectacole. Acolo vom avea și gimnaști aerieni și acrobație aeriană. Acolo chiar vor fi toate genurile de arta circului și plus cu totul alte condiții chiar și pentru actori, cu cabine, cu grupuri sanitare, cu dușuri, cu tot. Însă pe unii artiști care participă la programul de revelion nu o să îi revedeți în spectacolele care se vor da deja în sediul circului. O parte din trupurile noi le vor urmări primii spectatorii din străinătate. Familia dresorilor de pisici, de exemplu, pleacă în Ucraina pentru un an. În plus, onorariile circarilor peste hotarele țării sunt duble față de cât câștigă acasă, povestesc ei. Noi mai avem încă un cânișor, școala de matematică, deci înmulțirea, împărțirea, adunarea până la 10 să fie răspunsul. Plus mai avem 4 porumbei. Noi deja avem în altă țară părerile, o să plecăm. Avem contracte cu un an înainte, deja la primăvară plecăm toți peste hotare. Majoritatea din toți artiștii pleacă. Așa e situația la noi în țară. Clovnilor le este mai ușor să își câștige pâinea acasă, mărturisește Vyacheslav Iacovlev. Totuși nu ratează invitațiile lansate de administrația circurilor străine. Работали на корпоративах, конечно же, да, детские праздники. Были на гастролях в Китае. Но дело не в гонораре, а дело в том, что мы на будущее думаем открыть наш цирк. Вот это вот самое главное для нас. И не в деньгах счастье. Анна Смолницкий, Влад Коробан, Пентру Котидиан.